România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Zic să pornim de la o constatare pe care o face toată lumea. În mandatul unui funcționar public de la USR, Octavian Berceanu, orașul București a fost mai puțin otrăvit decât în mod obișnuit. Omul alerga, oprea focuri ilegale, dezvoluia rețele de poluare, își făcea treaba pentru care era plătit și le arăta oamenilor că se poate. Dar mai mult, nu a făcut blaturi cu mafia. Guvernarea PNL-PSD s-a întors la bunele practici pe care le știm, adică ne facem că facem ceva, transportăm hârtii și nu ne atingem de afacerile mafiei. De asta, ieri, în acest oraș, poluarea la cel mai rău indicator cunoscut, PM2,5, a fost de 7 ori mai mare decât în mod obișnuit. Iar la următorul, PM10, a fost doar de 4 ori mai mare. Mai lipsea celebrul hidrogen sulfurat care apare pe aici din când în când, dar asta nu se întâmplă doar aici, asta se întâmplă în multe orașe ale României. Ele sunt lăsate în brațele mafiilor și în brațele incompetenților. Și pentru că aerul murdar nu se vede, tratăm problema ca atare. Dar hai să vă arăt pentru câteva secunde că avem de-a face cu niște mafioți proști și niște politicieni care se bucură de ceva mărunțiși ca să moară în chinuri la oaltă cu noi. Nu contează câți bani ai și ce funcție ai câtă vreme trăiești în orașele astea poluate. Respiri același aer. Și dacă tu te bucuri că o să scapi, că mergi în spital la Viena, să știi că la fel de bolnav o să fii și tu și copilul tău. La oaltă, să vă explic. Aerul pe care îl respiri depinde, printre altele, sau se măsoară calitatea lui, cu doi indicatori care se numesc PM. PM ăsta vine din engleză, de la particulate matter, deci substanță sub formă de particule, da? PM2,5 are o dimensiune de 2,5 micrometri sau 2500 de nanometri. PM10, în consecință, are 10 micrometri. Particulele astea de 2,5 reprezintă 3% din dimensiunea unui fir de păr, ca să aveți o idee cât de mici sunt. Cele de 10 sunt ceva mai mari. Potrivit tuturor datelor pe care știința modernă le-a strâns, cele două tipuri de particule sunt responsabile de inflamarea arterelor și blocarea lor, apoi de accidente vasculare și infarct. Cu cât numărul lor crește cu 10 mg pe metru de aer cub, sporesc și șansele de cancer cu până 8%. Înțelegeți cum funcționează treaba? Poate, haideți să vă explic, da? Aceste particule sunt atât de mici încât intră adânc în plămâni, dar unele dintre ele merg mai departe pentru că sunt foarte mici. Particule de genul acesta, de 2,5, au fost găsite pe ficatul unor oameni, pentru că ele intră în sistemul nostru circulator. Nu există un mod în care să putem opri asta. Poate dacă am respirat tot timpul printr-o mască în oraș. Dar asta nu e tot. Fiți atenți aici. În mod obișnuit, guvernele lumii și autoritățile lumii au hotărât că măsoară aceste PM2,5 și PM10. Dar multe studii făcute în ultimii ani arată că sunt particule și mai mici decât acestea. Uneori de 1200 de ori mai mici. Și cu cât particulele astea sunt mai mici, cu atât sunt mai multe pe gramul de aer respirat. Înțelegeți dumneavoastră? Uneori sunt 36.000 într-un gram din ăsta. Da? Adică e o nenorocire. Sunt unele pe care nici nu le măsurăm. De asta, în fața acestei nenorociri, nu avem multe, multe soluții. Adică avem reglementări sau am putea căuta reglementări mai clare, mai stricte, mai multe, dar și funcționari mai onești, care să oprească sursele de otravă ilegale și să le verifice mereu pe cele legale, căci omenirea are și surse de otravă legale pe care le acceptăm. Aici e discuția noastră astăzi, prieteni, iar eu vreau să-mi dați un raport al României, să ne sunați, să ne spuneți de unde sunteți, cu ce probleme vă confruntați și dacă cineva acolo la voi face vreun fel de treabă. Să vă dau numărul de telefon. 0372069599. Îl repet, 0372069599. Sună-ne și spune-ne cât de curat e aerul din orașul tău. Botoșani, Cluj, Suceava, Constanța, Turnu Severin, de unde vrei tu, spune-ne ce respiri acolo sau cât de preocupat ești de asta. Ce otrăvește aerul din orașul tău, da? Ce sunt, sau știu eu, fabrici, mașini, locuri, gropi de gunoi?
Da? Și aș vrea să știu în egală măsură ce oraș din România are cele mai bune practici pentru calitatea aerului. Dacă are unul dintre ele, că poate n-are niciunul. Încă o dată, 0372069599, acesta e telefonul României în direct. Ne găsiți și pe Facebook, în mod evident, și dezbaterea noastră pornește cu Alexandru. Salutare, Alexandru, de unde sunt? Salutare, vă sunt din Timișoara. Am sunat pentru că am vrut și eu să atrag atenția asupra unor probleme, dar o să fac asta cu o scurtă istorioară. Recent am călătorit în Scandinavia și eram șocat în orașul respectiv că toate mașinile sunt curate și mă gândeam, băi, ăștia au fost toți cu mașina la spălătorie azi. Și stăteam să mă gândesc, dar totuși e imposibil. Asta înseamnă că mașinile alea sunt curate zi de zi, poate săptămâni întregi. Având în vedere faptul că a și plouat în zilele respective, cu atât mai ciudat. Dar cred că are o foarte mare importanță mizeria de pe stradă, da, care consider că și ea este ori o sursă a poluării, sau este și o sursă a poluării și este și o rezultantă a poluării. Hai să spun eu de unde vine mizeria aia de pe stradă. Să le zicem la oameni. De la modul în care se fac construcțiile în România, fără respectarea niciunui fel de norme. Ies camioanele alea de pe șantiere, târând după ele noroi, să fac gropile alea neîmprejmuite de nimic. La mine pe stradă s-a făcut un șanț la un moment dat, s-a băgat o conductă de apă. Crede-mă că vreme de 2 luni cât au lucrat și în ciuda tuturor amenințărilor și sesizărilor și nimic, oamenii ei au refuzat să pună plase de protecție. Înțelegi? Au refuzat. Nu există. Corect. Mai despre asta e vorba aici. Total de acord și cred că în egală măsură este vorba despre competențele și tipul de muncă al firmelor de salubrizare, care de asemenea sunt într-o formă de cârdășie politică sau controlate politic. Și din păcate, în Timișoara se vede foarte bine, nu eram fanul fostului primar, ba mai mult, am fost și eu blocat ca mulți alți tineri, dar sincer vă spun că actualul primar este o dezamăgire cu atât mai mare, pentru că Timișoara în sine, din păcate, a devenit ca o groapă de gunoi. Deci, inclusiv chestia aceea că se tot aud diversi conaționali care zic că nu mai trebuie să aruncăm pe jos, da, sunt total de acord, dar să știți că și în alte țări se aruncă pe jos, dar la ora 8 dimineața sau 9 dimineața, dacă este găsit ceva pe jos, firma de salubrizare trage ponoasele. Da, sunt de acord cu tine. Asta am vrut să spun și... Dar aerul vostru e curat la Timișoara? Adică ai aplicații din aia, păcate, măsori? Da, mai multe aplicații. Bineînțeles, suntem într-o zonă de asta gri, să zic așa, medie. Dar, cum să vă spun, sunt și situații în care suntem peste nivelul normal. Am înțeles. Da, deci nu e bine nici acolo. Mulțumesc tare mult, Alexandru. A venit și un prieten de-ai mei, a venit în unul dintre producătorii podcastului meu și al lui Radu Paraschivescu, a venit din Danemarca și a venit să ia câteva echipamente din zona în care locuiesc eu, 2 comune limitrofe Bucureștiului, a doua zi după ce a venit din Danemarca și spune: Doamne, ce mizerie e la noi! Deci, Doamne, ce mizerie, numai așa făcea pe drum. Doamne, ce mizerie e la noi. Era șocul cultural. Cel mai mare poluator de la mine din oraș este un fost centru siderurgic, ne scrie cineva pe Facebook, dar dacă nu spui orașul, mie și greu să-mi dau seama, Liviu, unde se întâmplă chestiunea asta. Mădălina, salutare, ești la România în direct. De unde ne suni? Bună ziua, vă sunt de la Târgu Jiu. Orașul ăsta este un oraș mic, cum bine știți, însă este extrem de poluat, aflat la poalele muntelui până la urmă, că sunt aproape 10 km până la Valea Sohodolului. Și este extrem de poluat de ce? Pentru că în dealul Calului, la 4 km de centrul orașului și la aproximativ 400 de metri de cea mai apropiată locuință se află groapa de gunoi, atât au fost pe deștepți încât au așezat-o în deal deasupra orașului. În partea de sud sunt niște ferme de pui care de asemenea poluează foarte mult în zonă și în partea de vest, între locuințe, există un depozit de sticlă pisată și plastic, mă rog, îi spun că se face reciclare acolo. Ei, și ăsta cum poluează? Păi, praful acela de sticlă este în aer liber, adică sunt niște munți de sticlă pisată.
Orice vânt poate să ridice. Am înțeles, nu m-am gândit niciodată la asta. Că chiar nu fi periculos? Nu ar trebui acoperit cu perelată sau ceva, nu știu. Sunt acoperite, dar sunt uneori acoperite, doar când vine controlul, probabil, nu știu, de multe ori fotografiile arată că sunt descoperiți mantia aceea de sticlă pisată și foarte grav este așezat acel depozit între locuințe, deci practic între un bloc de locuințe și o altă locuință, la strada principală DN67. Iar groapa de gunoi ne face viața un chin. Eu locuiesc în cartierul apropiat gropii de gunoi, la aproximativ 2 km și este cumplit, nu se poate respira noaptea în casă. Avem momente când simțim că ne sufocăm. Există celebrul hidrogen sulfurat. Hidrogen sulfurat, da, pentru că asta e marea nenorocire a României. Da, sunt depășiri de aproximativ 35 de ori cu... De 35 cu... de ori? Da, cu măsurători. Măsurători făcute chiar de ei, de către poluator. Asta mi se pare formidabil, adică și acolo la Târgu Jiu aveți oameni, autorități care trăiesc între voi, au copii între voi. Da, asta nu reușesc nici eu să înțeleg. Autoritățile sunt pasive total. Noi am făcut mai multe demersuri, încercăm să-i oprim, dar autoritățile sunt inerte. Am avut o singură dată un prefect USR, nu țin cu niciun partid, dar ăsta este adevărul, care a pus piciorul în prag, dar pentru scurtă durată. Iar acum nimeni nu mai face nimic, absolut nimic. Situația este alarmantă din punctul nostru de vedere. Nu știm cât vom mai rezista. Depozitul... Până când se închide groapa, că la un moment dat știi că au niște termene și aia se închide și păi câțiva ani mai face gaz. Situația este așa. Acum suntem, e aproape plină a doua celulă, urmează a treia celulă, care este cât primele două la un loc, așa e prevăzută în proiect, și vor fi de toate șase, în sistem piramidă, 3, 2, 1, adică mai e mult de așteptat până se termină cu groapa de gunoi, ca apoi să mai așteptăm câțiva ani până se termină cu levigatul. Da. Mădălina, nu am o soluție pentru tine, dar vreau să le spun oamenilor politici din această țară și vreau să înțeleagă foarte bine. Tipul ăsta de guvernare, mulțumesc mult, Mădălina, tipul ăsta de guvernare, PNL-PSD, repetat, întors vreme de 30 de ani, nu mai merge pentru noile generații și pentru noile probleme. Știu că pare ultima problemă pentru voi chestiunea asta, dar, de fapt, e una dintre marile probleme care ne ucide. Câtă vreme o să vă mai puneți proști în funcții și incompetenții pe care o să-i numiți de la partid, că dați necuri, câtă vreme nu o să lăsați oamenii să-și facă treaba sau o să fiți mână-mână cu mafia pe subiectul ăsta, vă asigur că, în ciuda dividendelor, sinecurilor și tuturor lucrurilor pe care o să vi le dați, nu o să prindeți pensiile alea speciale. Nu știu cum să mă fac înțeles. Deci iau pas cu pas. Oameni buni de la PNL și de la PSD, căci această nenorocire vi se datorează în principal. Dacă nu vă puneți mână de la mână să rezolvați această chestiune, nu prindeți pensia specială. E logic ce zic aici? E un pas logic pe care îl simțiți, nu? De ce nu o prindeți? Pentru să vă dau și informația asta. Pentru că în plămânii dumneavoastră și ai mei în momentul ăsta intră o mizerie care ne omoară încetul cu încetul. E mai bine acum? Uite, zic asta și domnul Iohannis, că poate când are treabă și merge la aer curat, la golf, când se duce domnia sa la golf, să gândească, bă, sunt unii în oraș la mine, cred că și la Sibiu și la București, care n-au șansa asta să meargă pe cuclauri, da? Să respire. Și pe dumneavoastră, domnul Iohannis, mai puțin e adevărat că să merge la golf destul de des, dar și pe dumneavoastră vă afectează chestiunea asta. Asta încerc să spun. Nu o să vă bucurați de ce aveți dacă nu opriți asta. Băi, hai să oprim pe asta și furăm din partea aialaltă. Daniel, salutare, de unde ne suni? Bună ziua, vă sun din Sibiu, mai precis Comuna Ședimbăr. Ia uite. Comuna Ședimbăr este una dintre cele mai bogate din țară, de departe cea mai bogată din județul Sibiu. Are un specific imobiliar foarte puternic. Eu de un an și ceva sunt consilier local din noua generație, să zic așa, politică, și vreau să vă relatez două situații care au legătură cu subiectul de astăzi. Una
din postura de consilier. Deci se construiește foarte mult în comună și este foarte multă mizerie. Mizerie care provine de la șantiere. Nici un șantier nu are instalație de curățare a roților. Atunci când camioanele ies din șantiere, ies efectiv cu acel roi și îl împrăște pe străzi. Am avut discuții cu primarul, cu viceprimarul. Chiar am relatat un caz concret când am mers, am făcut poze, le-am trimis pe un grup comun a Consiliului Local și am avut o reacție a viceprimarului. Păi, acum ce să fac? Să le dau amenzi? Da! Dați-le amenzi! Și? Este o cârdășie aici. Este o cârdășie între administrație și unii dezvoltatori. În general, cei mai mari. Și prin neaplicarea legii, că despre asta este vorba, lucrurile pot fi foarte mult simplificat. Dacă s-ar aplica legile, ar fi curat, dar nu se aplică. Ah, deci legea avem, pentru măcar știm o treabă. Da. Sunt relații, sunt păi cum să-l deranjez și așa mai departe. Asta e o relatare. O altă relatare, vreau să vă dau ca exemplu, înainte să intru în Consiliul Local, am activat tot așa sub cupola politică, dar nu eram în Consiliul Local. Deci în comuna noastră sunt trei sate pe lângă satul principal și sunt zone unde apa de la toaletă se duce direct în râul Cibin. Deci direct. Sunt zone mai joase, sub nivelul de cugere, localitatea are o stație de epurare, dar datorită acestei diferențe de nivel, apele netratate, apele uzate, nu se duceau către stația de epurare, ci erau efectiv deversate în râul Cibin. Am făcut sesizare sub cupola politică către apele române și în felul ăsta, înaintea mea au mai fost și alți cetățeni care au făcut sesizări către apele române și nu au fost luați în seamă, dar apărând această notă politică, s-au sesizat, ne-au invitat la fața locului și am dus de mânuță în toate punctele în care existau astfel de situații. Și acum? Am pus o presiune politică și comuna avea excedent bugetar de câteva milioane, și zeci de milioane pune. Da, au început să construiască, de anul trecut au început să construiască stații de pompare, 9, 10, 11 la număr. Este acum prezentată ca o mare realizare a actualului primar. Eu mă bucur foarte mult că se întâmplă lucrurile acestea, dar... vă spun, fără o presiune politică, fără o presiune publică, lucrurile se mișcă foarte greu. Da, exact asta lipsește. Și acum puneți-vă întrebarea, Daniel, mulțumesc tare mult, întrebarea, de ce nu avem presiune politică? Sunt doar două cauze pentru care nu avem o presiune politică în această zonă. Am să le zic politicienilor vechi, să știți că lumea se schimbă. Că aici chiar sunt curente ideologice care vor să facă curat în Europa. Și o să le simțiți din ce în ce mai des, sunt și alegători și o pâine de mâncat în toată chestiunea asta. Reveniți-vă un pic la viață. Îmi scrie un coleg, celebru comentator sportiv, salut Andrei, că noaptea când pleacă de la comentat meciurile de fotbal, simte mereu mirosul de ars în orașul ăsta, da? Știi? Mie că se dă foc la cauciucurile alea noaptea se arde ca să nu vină controlul. E lăsați că nu vine controlul niciodată, nu e problemă în România. Poluarea atmosferică este o cauză majoră de deces prematur și de boli și reprezintă cel mai mare risc mediu pentru sănătate din Europa, zice Organizația Mondială a Sănătății. Cel mai mare risc pentru sănătate, înțelegeți? Dragoș, salutare, de unde suni? Din Ploiești. De la piciorul... Da. Cum mai e? Am mai vorbit la un moment dat, acum vreun an și ceva, cu ploieșteni, știu. Există acolo o întâmplare celebră filmată de ProTV, poate de Alex Dima, cu oamenii aceia de la Garda de Mediu și Direcția de Sănătate Publică, care își pasau unii altora documente legate de poluarea din Ploiești. Cum mai e acum? Cu celebrul incinerator. Așa cred, da. Da, da, da. O să funcționeze mult și bine pentru că este foarte bine ancorat în realitatea care nu se spune și nu se vede niciodată. Așa. Subiectul de astăzi presupune că am 3 zile de emisiune, așa că o să încerc să fiu foarte scurt. Eu activez în domeniul imobiliar.
întâmplător am depistat o sursă de bani pentru parcări și spații verzi. Eligibil pentru acești bani nu pot fi decât primăriile. Ca atare, pe bani proprii, persoană fizică, ca să citez un personaj celebru, am cheltuit 15-20 de mii de euro pentru un proiect de monitorizare a parcărilor, spațiilor verzi și traseelor de biciclete, de salvare, de pompieri, de poliție în municipiul Ploiești. Am depus această intenție de proiect la primăria Ploiești. Exceptând intenția și puținul ajutor care a putut să mi-l dea doar al primarului, am pierdut timpul și banii. Primarul a pierdut alegerile, a venit altul, acum este din nou primar, din nou nu poate să mă ajute. Pe scurt, primăria poate să primească în jur de 23.000 de euro de cap de locuitor pentru amenajare de spații verzi și parcări. Și? Cu titlu gratuit. Și? Și cei de la fonduri europene, de la primăria locală, făcându-le un compliment, sunt varză. Nici măcar nu vor să te bagi în seamă. Trebuie să treci în cele 20 de comisii ale primăriei. De pomană, eu am trecut. Nu te bagă nimeni în seamă. Și ca să înțelegeți ce se putea face în Ploiești, eu am delimitat doar cât am putut eu să monitorizez, cam 6.000 de noi locuri de parcare, cam 10.000 de metri de spații verzi, în plus față de ceea ce există. Pe banii primăriei, pe banii, de fapt, ai Uniunii Europene, care ne dădeau gratuit. 50 de milioane de euro veneau la primăria Ploiești cu această destinație. De ce crezi? Am mereu această întrebare, o readresez acum în emisiune. De ce crezi că în acest domeniu, în a ne face curat în aerul și în acolo unde trăim noi, nu există voință politică? De ce? Care e explicația? Că e o problemă care... Primul motiv este incompetența. Ok. Și al doilea motiv este lipsa de cointeres. Ah, ok. Al treilea motiv este frica de pierderea postului. Păi cum ți-ai pierde postul dacă ai face chestia asta? Pentru că dacă se dă drumul la o inițiativă care supără celălalt partid, s-a terminat. Aha. Iar la, okay, la Ploiești, exceptând câteva mandate, noi am fost PNL. Dar n-a fost și Consiliul de aceeași culoare politică. Și orice vrea să facă primarul, nu putea să treacă din cauza Consiliului. Da. Asta tot e... așa. Și s-au pierdut. Și în timp ce o grămadă de lume din jurul meu și din oraș, că e valabilă chestia asta peste tot, ține tot felul de diete, să nu mănânce E-uri, B-uri, C-uri, exact, da, 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 da. La aer, respiră, la aer n-ai la cum. La Ploiești, la aer. Respiră ceva de nedescris. Așa e. Dragoș, îți mulțumesc. La Fieni ne scrie cineva de celebra fabrică de ciment. Da. Acolo am văzut și eu orașe în care sunt fabrici de ciment, bănuiesc că acolo sunt niște norme și o verificare a statului ar trebui să fie permanent. Ăsta e un domeniu greu și greu poluant. Altcineva pe Facebook zice în felul următor: domnule, asta e o emisiune pro-USR. Domnule, dacă USR o să fie partidul care să facă aerul curat din România, de la mine are un bravo. Dar ce împiedică pe PNL și PSD să facă curat în România? Chestiunea asta e aproape stupidă. Să spuneți: băi, dar de ce faci o emisiune împotriva ăstora că vrei să-i lauzi pe aia? Nu, n-ați prins. Oricât aș încerca să vă explic și cui a scris mesajul ăsta, oricât aș încerca să vă explic, nu e vorba decât asta. Dacă vine mâine doamna Firea sau cine vreți voi de la PSD și începe să facă curat și ia pe aici niște măsuri care în 6 luni de zile scade PM-ul ăsta și hidrogenul sulfurat. Sau uite, hai să-ți dau alt exemplu. Știi care este singurul primar din București, dintre primarii de sectoare, care a dus o bătălie corectă, concretă și cu rezultate împotriva gropii de la Chiajna? Dan Tudorache. Hulitul Dan Tudorache. Ăsta a fost singurul care s-a bătut și bravo lui că s-a bătut pentru chestia aia. De ce s-a bătut Tudorache? S-a bătut că-i poluașii lui, sectorul 1. Și a fost singurul care a încercat să pună niște frâne acolo. Nu e o chestiune politică, e o chestiune pe viață și pe moarte. Puneți-vă un pic mintea mai la contribuție. Unde suntem? La Mihai? Linia
Linia 10. Alo. Salut, Mihai. Salut, de unde ne suni? Salut, Cătălin. Salut. Ce bine că ai deschis subiectul cu Chiajna, pentru că eu chiar în zona asta stau, în Chiajna, și cred că sunt foarte mulți ascultători. Dacă mă aud acum, poate să-mi dea dreptate de treaba asta, pentru că la noi, la Chiajna, există, cred că, cea mai poluantă groapă de gunoi din România și, cred că, din Europa. Nu știu dacă e așa. E aproape de oraș și lumea o simte mult mai tare. Sunt gropi de gunoi, acum a scris cineva. Este una la Suceava, pusă undeva chiar într-un fel de zonă turistică, să știi că și oamenii de acolo suferă la fel. Da. Nu știu dacă e cea mai, e una dintre ele. Să spun de ce. Când adie vântul dintre groapa de gunoi de la Chiajna, deci pur și simplu zici că cineva a lăsat gazul, dat drumul. Da, așa miroase. Așa miroase, deci este un gaz foarte, foarte toxic. Adică nu e să zici că vă poluează, că miroase a gunoi sau a rezin sau nu știu ce. Nu, e clar, gazul ăla este foarte toxic. Deci, groapa asta de gunoi de la Chiajna, din câte știu, trebuia de foarte mult timp închisă, dar sunt interese politice foarte, foarte mari și vă dați seama că nu se poate închide o groapă de gunoi care aduce bani. Stai un pic, că eu am înțeles problema așa, sigur că acea groapă ani de zile a avut problemele ei, au mai verificat-o, au mai măsurat-o, ok. Groapa și-a atins capacitatea la un moment dat, dar în timpul scandalului de la gunoiului de la sectorul 1, a trebuit redeschisă, pentru că a fost o chestiune că nu mai avea unde să depoziteze gunoaiele. A fost una dintre consecințele scandalului respectiv și una dintre dorințele, de fapt, îmi dau seama. Sigur, faptele sunt mult mai detaliate și mult mai complexe decât ceea ce zic eu în momentul ăsta. Mă gândesc că din cauza asta nu au închis-o, pentru că s-au întâlnit autoritățile și au discutat și au zis, bă, n-avem ce să facem. Deci exact. Să facem cumva, să o mai ținem o perioadă, pentru că n-avem unde să-l ducem gunoiul, pur și simplu. Ce spui tu acum? E următorul lucru și atenție la toate orașele din țara asta. La un moment dat, gropele de gunoi se umplu. Exact. Trebuie căutate soluții. Nimănui nu-i place soluția asta, pentru că la un dat groapa de la Chiajna se va închide, groapa aia din Suceava se va închide, groapa de lângă Târgu Jiu se va închide și trebuie dusă în altă parte. Dacă o pun lângă alți oameni... Exact. E o chestiune, da. Așa, și subiectul de astăzi, scurt, că poate mai intră cineva în direct, subiectul de astăzi a pornit de la poluarea din jurul Bucureștiului, Ilfov în special, da? Vă spun direct, fără să mai o dau pe ocolite. Deci, clar, poluarea cea mai mare din jurul Bucureștiului provine de la centrele de colectare de fier vechi. Vă spun de ce. Sunt foarte mulți, ca să nu zic cuvântul că sună urât, de altă etnie, aduc cabluri și tot ce conține cupru și aluminiu. Iar cei de la centrele de colectare, deci acolo este buba, cei de la centrele de colectare primesc aluminiu și cupru, cablurile cu tot cu îmbrăcămintea aia de cauciuc sau din ce e din plastic și le scad din preț. Deci prețul aluminiului și al cuprului este, nu știu, dau exemplu, 10 lei pe kilogram și minus, pentru că nu este scos plasticul ăla, le scad de 5 lei. Iar cei de la centrele de colectare, ce credeți că fac noaptea, seara? Semnul întrebării. Da. Acum, știi cum e? Subiectul de poluări din jurul Bucureștiului, asta se întâmplă. Nu... Aluminiu, cupru, cabluri. Da, știm, nu etnia e relevantă aici. Acolo sunt niște oameni săraci, cu anumite obiceiuri, care sunt prinși într-un mecanism... Sunt prinși într-un mecanism mai mare. Ăia care duc aluminiu și cupru, nu ei sunt de vină, că ei pur și simplu găsesc pe stradă sau pe unde se duc și caută, cei de la centrele de colectare dau foc. Da. Nu i-au amărâți. Da. Ăia care strâng foarte multe cantități, strâng tone. Nu știu, 10 tone de aluminiu și de cupru. Și noaptea zic, bă, cât e ceasul? E 2-3 noaptea. Hai, dați-i drumul. Ardeți acum până dimineață, să fie totul ars.
În general asta se întâmplă, după care vine Ministerul Mediului și zice inversiunea termică, ați avut și ghinion, adică au fost condițiile atmosferice de așa natură că nu s-a mai putut. Mulțumesc mult, Mihai. Pe 1 februarie la Craiova, locuitorii s-au revoltat din cauza cenușii de cărbune și a zgurii răspândite de electrocentrale 2. Ăsta e un cet, cred. Cenușa și praful de cărbune acoperă casele, grădinile, plantele și tot ce este în jur. Amenzile de la Garda de Mediu fără niciun rezultat. I-au fost multe mesaje pe rețelele sociale. Suntem gazați și nu putem respira. De ani de zile această companie de stat ne terorizează cu cenușă, spun alți craioveni. O aruncă în aer fără nicio urmă de reține. Curțile sunt pline, au început să intre în casă. Domnii de la Garda de Mediu Craiova spun că ei controlează și oamenii au dreptate și nu este prima dată. S-au dat amenzi, s-au autosesizat și, domnule, am aici. Ar trebui să aibă o tehnologie modernă. Deci, dacă oprești chestia aia, probabil că rămân fără căldură. Ciprian, salutare, de unde suni? Salutare, salutare. Sunt din Brașov, sunt brașovean. Mi-a zis cineva aici, am mesaj pe Facebook, a zis cel mai curat oraș din România, niciodată probleme. Nu e chiar așa, într-adevăr se simte o îmbunătățire și nu vreau să fac niciun fel de propagandă politică, dar avem norocul să avem un primar care nu mai face parte din vechea castă politică și sunt câteva lucruri îmbucurătoare. O să încerc să fie echilibrat, o să spun și lucruri bune și lucruri rele. Lucrurile bune sunt că s-au mișcat foarte multe lucruri în ceea ce înseamnă transport public. Unde am reușit sau unde actualul primar a reușit să aducă foarte multe mijloace de transport în comun electrice și din punctul ăsta de vedere poluarea a scăzut puțin. Un alt exemplu pe care chiar voiam să-l spun și care mi s-a părut extraordinar este exemplul luptei unei comunități sau unui cartier din Brașov. Chiar un amic de-al meu s-a listat de acolo, era o stație de betoane, de producere de beton și așa mai departe, chiar în cartierul Bartolomeu. Și cetățenii din acel cartier, simțind mirosul la cumplit în fiecare zi, au zis, așa nu se mai poate. S-au făcut tot felul de petiții, plângeri, până la urmă acea stație de betoane a fost chemată în instanță, de către cetățeni și după procese de câțiva ani de zile, cred că recent, acum 2-3 săptămâni de zile, s-a dat o decizie definitivă și irrevocabilă prin care stația trebuie să-și oprească activitatea pentru că poluau oamenii. Și acum trebuie să o aplice statul român. Stai să vezi. Exact. Asta, aici am vrut să ajung. Lucruri foarte, foarte nasoale care s-au întâmplat în Brașov era exact acea problemă care văd că se întâmplă foarte mult orașe, cea a gropilor de gunoi. Și la noi, gropile de gunoi în vechea administrație erau niște găuri în care toată lumea depozita și de foarte multe ori în Brașov, care un oraș de care mulți oameni din țara asta știu că este cel mai curat și cel mai non-polant și culmea chiar face parte din primele trei orașe ca și poluare. Un factor principal este și acela că este o depresiune și atunci aici chiar se întâmplă fenomenul ăla de inversiune termică pe care spuneai că la început. Dar acele gropi de gunoi la fel au început presiuni foarte mari din partea primăriei și au început să fie astupate. Încă nu e totul astupat, dar se lucrează și acolo. Ce vreau să spun și ce mi se pare, s-a spus și la începutul emisiunii și am văzut și mesajul ăsta, că vezi, doamne, aici o emisiune de propagandă politică pentru USR, nu. Acel om care a fost la Garda de Mediu, în momentul în care a fost la Garda de Mediu, s-a văzut eminamente de către orice cetățean cu judecată limpede și un om normal că lucrurile se mișcau în sensul bun. Da, păi asta e constatarea, adică cum să nu fac diferență? Ce să zic acum? Exact. Dom'le, ăla a fost omul, s-a luptat. Exact. Da. Și un alt lucru pe care îl spunea și acel cetățean din Timișoara este un lucru pe care îl observăm și noi în Brașov și pentru care eu sunt super, super ofuscat și frustrat și mă lupt cu chestia asta. Contractele pentru desalubrizarea orașelor, atenție, sunt făcute în cea mai mare parte, inclusiv în orașele în care acum sunt primarul SRS, pe către vechile administrații.
Iar lupta asta este o luptă parșivă, pentru că atât timp cât un oraș pare murdar, acel primar va fi tocat pierde lupta. De dimineață până seara. Evident. Bună constatare, o să vorbim despre gunoaie. Mulțumesc tare mult, Ciprian, trebuie să mai fac loc și altor ascultători. Aveți promisiunea mea solemnă că dacă PSD numește cu surle și trâmbițe un cetățean care face aerul respirabil în București, îl voi aplauda tot timpul, să vină să-l ia din sediul partidului, să-l pună, zică, domnule, ăsta e omul nostru, o să vedeți că lucrurile se vor îmbunătăți aici. Nu, nu despre asta e vorba. Cristi, salutare! Bine ai venit la România în direct. De unde suni? Salutare, salutare Cătălin, salutare tuturor. Cristi este numele meu și sunt din Cluj-Napoca. Sunt la câteva examene distanță de a ajunge inginer de mediu. Ah, ce bravo! Și bravo. Mulțumesc! Și ce vreau să aduc în discuție ceva nou. Noi avem câteva directive europene pe care trebuie să le urmăm, inclusiv în domeniul deșeurilor. Ultima directivă trasează, să zicem, câteva direcții. De exemplu, poluatorul plătește sau reciclarea să se facă cât mai aproape de unde se produce, deci de centrele urbane, să zic așa. Dar mai mult decât atât, noi în România, de exemplu, nu avem incineratoare. O mare problemă. Incineratoare, vorbesc incineratoare profesionale, controlate, cu filtre, ca să nu existe poluări în atmosferă. Suntem între singurele țări europene care nu folosim incineratoare și folosim în continuare metoda de dumping, de grob de gunoi. Chiar dacă sunt ecologice, să zicem așa. Asta o dată. De ce nu avem? Stai, lămurește-mă, fă-mă deștept. De ce nu avem? Da, de ce nu avem incineratoare? Pentru că nu avem, Cătălin, nu pot eu să-ți răspund la întrebarea asta. E o afacere grea, trebuie investit mult, se feresc oamenii, e mai ușor să faci bani dacă le bagi în pământ. Încerc să-mi dau seama. Să-ți explic, incineratoare pot produce energie reziduală termică care poate fi folosită pentru producția de curent electric, de exemplu. Uh-huh. Ar putea avea dublu avantaj. Nu le avem pentru că nu s-a dorit, nu a fost interes. Și și în domeniul mediului, dar și în alte industrie, sunt acele BAT-uri, Best Available Techniques. BAT-ul zice că pentru domeniul respectiv poți aplica respectiva tehnologie verificată și cu multe avantaje și fiabile economic. În cazul deșeurilor, cel mai bun BAT este incinerarea. Sunt orașe în Belgia, de exemplu, care importă gunoi pentru că nu produc atât de mult încât să folosească incineratorul la capacitatea maximă. Asta o dată. A doua oară, că știu că mai am foarte puțin timp, mă gândesc, zic în felul următor. Unul dintre profesorii de la universitate ne-a spus un lucru și mi-a rămas în cap. Când apare o directivă europeană, marea majoritate a țărilor încearcă să găsească soluții de a transpune acea directivă în legislația națională, cum e și normal până la urmă. În România, primul lucru la care ne gândim este cum să păcălim un pic directiva asta. Ce am putea face să o împingem un pic așa? Adevărul este că aceste directive îngreunează viața. Într-o țară care de-abia capătă cheag, toate regulile astea antipoluare fac viața un pic mai grea și mai costisitoare. Și în unele situații chiar foarte grea. De exemplu, vezi certificatele verzi. E o situație cu care România se confruntă. Eu înțeleg reflexul politicienilor. Numai că sunt zone în care reflexul ăsta este incorrect. Pentru că normele alea sunt făcute să te apere. De fapt, despre asta e vorba. Mă gândesc eu. Da. Și dacă îmi permiți un sfat tuturor, știu că e foarte multă lume care mă ascultă. Absolut toate proiectele din România, toate proiectele și de infrastructură și așa mai departe, trec prin agențiile de mediu. Agențiile de mediu sunt obligate să organizeze dezbateri publice. Oameni buni, intrați pe site-urile agențiilor și mergeți la acele dezbateri. Puneți întrebări, provocații și primiți răspunsuri și dați-le mai departe media. Mergeți la agenția de mediu la acele dezbateri despre proiectele care vă afectează viața. Că e o autostradă, că e o groapă de gunoi, că e o firmă mare care deschide o fabrică. Mergeți și participați.
Mulțumesc tare mult. Implicarea noastră a tuturor, a ONG-urilor, e foarte importantă. Nu există altă cale de a rezolva această situație decât despre a vorbi, decât a vorbi despre ea foarte des. E singurul mod în care o putem rezolva, e singurul mod în care ne putem face ascultați. Cât despre domnii politicieni, încă o dată să înțeleagă că această problemă nerezolvată îi omoară la oaltă cu noi. Cu pensii speciale, cu mașini, cu funcții, cu tot. Adică se moare la fel. Ăsta e genul de situație în care n-ai cum să scapi. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! Participă la România în direct. De luni până joi, de la ora 13:15. La Europa FM.